Cătălin Golovca a trimis o pe Dunărea Călăraș și mai aproape de Liga a doua. Mijlocașul lui FC Botoșani a obținut o lovitură de la 11 metri după aproape o jumătate de oră de joc. Filop a înscris al 8-lea său gol din acest sezon. În finalul reprizei, Golovca a inventat o execuție senzațională care l-a lăsat fără replică pe Straton. Un gol frumos, mă bucur că am marcat. Sunt execuții pe care le mai încerc la antrenament, mă bucur că am reușit să marchez. Echipa din Călăraș a fost mai periculoasă în actul secund, dar fără rezultat pe tabelă. Spre final, Filop a ales să simuleze în loc să mai marcheze o dată, iar Dunărea Botoșani s-a încheiat 0-2. Și eu ca portar și fundașii nu putem ține de 0-0 tot campionatul 40 de etape. Cred că ne-am făcut treaba și noi destul de bine, dar nu vreau să judec pe nimeni, avem și noi nevoie de goluri. Și cu asta am spus totul.